Sunt emoționată. Situația precară materială mă obligă să-mi vând ultima bijuterie de familie pe care o mai am. Eu nu mă pricep, dar soțul meu îmi spunea că este un inel de mare valoare. Ei, doamnă, mare valoare. De fapt, nu merită mai mult decât... Cât cereți pe el? V-am spus că nu mă pricep. Acum numai pentru că e vorba de dumneavoastră, vă pot oferi 2000 de lei. Vai, vai, nu e prea puțin? Răposatul spunea că... O, doamne, unde este el acum? Nu prea mai știe prețurile de pe aici. Vă rog să mă credeți că dacă îl cumpăr, l-aș vinde în pierdere. Cum? Nu-l cumpărați? Mă rog, așa, să vă fac un serviciu. Vă rog, vă rog, dacă-l cumpărați, dați-mi, dați-mi banii. Fii amabil, adu 2000 de lei. Poftiți, doamnă? Mulțumesc. Cu plăcere. Mulțumesc. Cu plăcere. Bună ziua. Salut mâinile, doamnă. Salut mâinile. Inelul face de 10 ori mai mult, nu? Nu te băga că nu te pricep la afaceri. O să mor contabil. Eu? Nu o să ai niciodată magazinul vitale. Păcat de timpul pierdut cu școala. Domnule, bună ziua. Bună ziua. Domnul senator întreabă dacă patronul este aici. Domnul senator? Domnul senator Georgescu Panciu. Ah, mă rog, eu sunt patronul. Prea bine, mă duc să-l anunț. Domnul senator vrea să vă vorbească. Mă rog. Aha. Presimt o afacere bună. Există toate semnele. Afară așteaptă o mașină lungă, neagră... Și cu șofer în livrea. Da. Asta spune multe. Salut mâine, doamne. Bună ziua, domnule. Bună ziua, domnule. Bună ziua. Cine este patronul? Vreau să-l asume. Eu sunt. Cu ce vă putem servi? Aș dori un inel, dar numai ceva foarte frumos. Da, bineînțeles. Sigur că da. Mulțumesc, da. Ce spuneți de acesta? No, slăbuț, dragă, slăbuț. V-am cerut ceva deosebit, nu? Sunteți cunoscător. Nu faci nebunii, drag. Ar fi o nebunie dacă n-aș face-o pentru tine. Acum, de anul nou, vreau să-ți dăruiesc cel mai frumos cadou. Cum să-ți mulțumim? Lasă, lasă. Domnule Cotnari. Panciu. Georgescu Panciu. Pardon, dar de acesta ce părere aveți? Ce spuneți? Da. Iată, în sfârșit, ceva acceptabil. Ia să vedem cum îți vine. Da, pe mână pare și mai frumos. E super. Este, domnule Cotești. Panciu. Pardon. Pietricica asta ne place. Cât? 30.000. Cam mult. Cu 28 am cumpărat-o. Bine. Atunci 29. Și 500, domnule Murfatlar? Panciu. Pardon. Și 500. Fii, fără ezitări, fără regret. N-aș regreta dacă aș pleca fără el. Aveți gust, doamne? Domnișoară. Domnișoara Fifi este o mare artistă. Înșoara Fifi, o tânără speranță a Teatrului Alhambra. Această piatră unică nu putea sta decât pe degetele unice ale domnișoarei. Oh, mă copleșiți, domnule. Mă faceți să roșesc. Ceea ce nu s-a întâmplat de mult. Parcă aveai ședință la senat, dragule. Să mai aștepte. Bine, dar poți măcar să dai un telefon, nu? Aveți telefon? Avem, avem, domnule senator. Vrei să sun dumneata? Mă iertați, domnule Târnava. Și dumneata începi? Mă numesc Georgescu Panciu. Pardon. Dar nu știu numărul. De unde? De la senat. A, 36-36. Mulțumesc. Nu am o sumă atât de mare la mine. Puteți să-mi puneți inelul deoparte, le-o mâine dimineață. Alo, senatul? Da, senatul. O clipă, ce să le spun? Că mai întârzi. Domnul senator Georgescu Odobești... Panciu! Pardon. Domnul senator Georgescu Panciu vă anunță că mai întârzie. Nu face nimic, îl mai așteptăm. Vă mulțumesc. Domnule senator, vă mai așteaptă.
Oricum trebuie să mă grăbesc. Au! Te doare brațul, dragule. Da, când fac o mișcare greșită. Sunteți rănit, domnule Drăgășani? Dacă semnezi un cec cu numele ăsta, nu ți-l onorează, domnule. O întorsă de la tenis. Vă rog, mii de scuze. De altfel, noi nici nu primim cecuri. Faceți foarte bine că sunteți prudent, domnule. De altfel, am să viu mâine dimineață să le iau cu bani pe șin. Dragule, dragule, dar aș fi vrut să-l am în seara asta la premieră, să mă invidieze colegele. Putem să vi-l trimitem acasă, domnule senator. Ești nebun? Sunt în sura, domnule, îmi distrugi cariera. Vă înțeleg. Am altă idee. Trimit șoferul acasă să-mi aducă bani. Nu e departe. Îi scriu soții și... aveți un stilou, vă rog? Sigur că da. Poftiți, domnule. Poftiți. Au. Să scriu eu? Da, dacă ești așa de drăguț, te rog. Draga mea? Da? Dă-i șoferului suma de 35.000 de lei. 30. Mai avem de făcut unele cumpărături. Ah, da. Nu mă aștepta, e ședință la Senat, întârzi. Da. A scris? Cu drag. Semnați? Pe dracu, cu mâna asta? Ah. Dar nici nu e nevoie. Dacă îl vede pe șofer, soția mea este obișnuită. Așa că... ești drăguț să dai dumneata biletul șoferului afară în mașină. Te rog. Imediat, domnule Niculițel. Timp, domnule, am adus banii. Da, așteaptă afară în mașină. Da, puteți să-i numărați. Nu, am toată încrederea, domnule senator. Să nu uităm, dragule, să trecem și pe la Blănar. Pe de asta am luat și niște bani în plus, draga mea. Această piatră va fi strălucitoare pe frumosul noastră deget. Să știți că vom avea grijă să revenim cât mai curând la cel mai amabil dintre bijutiere. Da, mulțumesc. La revedere, domnilor. La revedere, la revedere, domnule. Pancio! Ai văzut cum se fac afacerile? Am obținut de 15 ori prețul pe care l-am plătit. Să soanu și pe nevastă. Să bucure și ea de succesul de azi. Ce mulțumesc. Alo? Dă-mi, te rog, 4633. 33, da. Contabil ai să... Alo? Tu ești Leonoro? Auzi, unde să fiu? La magazin, sigur că da. Auzi, am făcut azi o afacere extraordinară. Am avut un succes, da. Am cumpărat un inel cu 2000 de lei și l-am vândut cu aproape 30.000. Unui senator. E, nu știu, l-a cumpărat pentru o colaboratoare de-a lui. Da. Dacă am mai cumpărat ceva? Nu, de ce? Dar de ce mă întrebi? Cum? Ai primit vizita unui șofer în livree albă? Cu o mașină mare, neagră? Ți-a arătat un bilet de la mine? Cum? I-ai dat 35.000 de lei unui necunoscut? Da, era scris de mâna mea. Și nu puteai să-mi telefonezi? Ți-a spus șoferul că eram la o expertiză solicitat de senat? E bine, las că se arătă să-i acasă. Poliția. Stați. Poliția! Stați liniștiți, încercăm la senat. Am reținut numărul 3636, poate că cine știe. Încearcă. Alo, fiți amabilă. 3636, vă rog. Da, mulțumesc. Liniștiți-vă. Alo, senatul? Da, senatul. Alo, senatul? Da. Bodega, senatul. Bodega? Ce bodega? Bodega. Auzi, ascultă, cunoști pe un senator, unul Georgescu și mai cum? Nicorești. Nicorești. Nu Nicorești, Panciu. Păi Panciu, așa, Panciu. E cumva acolo? Nu, dar trebuie să vină. A fost azi aici, a comandat o masă, pe urmă mi-a telefonat că întârzi, așa că noi îl așteptăm. Și îl cunoști de mult? Nu. Astăzi a venit prima oară. Chiar m-am și mirat că pe ceilalți domni senatori îi cunosc, dar pe dumnealui nu. Ce să-i spun când o să vină? Nu-i mai spune nimic. Nu mai vine.